În urma desfășurării examenului de titularizare desfășurat în perioada 20 iulie-28 iulie, în conformitate cu prevederile elaborate de Ministerul Educației, a fost înregistrat un procent de promovabilitate de 80%, însă doar 44% dintre candidați au obținut note de promovare. În urma concursului de ocupare a posturilor didactice vacante și rezervate în anul 2016, desfășurat pe 20 iulie, procentul de promovare la nivelul județului Neamț a fost de aproximativ 80%. În perioada 27-28 iulie au fost depuse contestațiile într-un număr de 68, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 3 august. Examenul s-a desfășurat în condiții bune, fără incidente majore, un singur candidat fiind eliminat din concurs din cauza unei tentative de fraudă. La nivelul județului Neamț s-a desfășurat în foarte bune condiții, fără incidente majore. Am avut un singur candidat eliminat și eu zic că rezultatul este unul satisfăcător pentru județul Neamț. La nivelul județului Neamț au fost scoase pentru titularizare un număr de 36 de posturi pentru diverse specialități în cele trei zone ale județului: Piatra Neamț, Roman și Bicaz. Nivelul județului Neamț avem 36 de posturi titularizabile pentru zona Piatra Neamț, Roman și Bicaz. La ce discipline? Avem posturi pentru învățători, educatoare, educație fizică. Repartizarea pe posturi pentru care candidații au reușit să obțină note peste 7 va avea loc în data de 3 august. Posturile titularizabile sunt pentru un an școlar sau pentru 4 ani. Au fost evaluate 443 de lucrări scrise. 20% dintre candidați au obținut medii între 1 și 4,99. Un procent de 35,66% dintre lucrări au obținut note între 5 și 6,99 și doar 44,2% dintre candidați au obținut note care asigură acestora titularizarea pe postul pentru care au optat. Candidații care au obținut note între 5 și 6,99 vor fi angajați ca suplinitori.